Doamnelor, domnilor, sunt Anatol Urs, urmăriți Sfatul Țării, bună seara! Odioasa lege a educației care atentează la dreptul românilor din Ucraina de a învăța în limba maternă a fost promulgată ieri de către președintele Ucrainei, Petro Poroșenko. Strigătele românilor din Ucraina nu au fost auzite, iar reacțiile Bucureștiului au fost prea mici, se pare. De cealaltă parte, ultima tranșă din ajutorul financiar oferit de România a ajuns la Chișinău. 40 de milioane de euro au mai primit autoritățile de la Chișinău pentru a menține în viață statul defunct numit Republica Moldova. Doamnelor, domnilor, sunt Anatol Ursu și vă invit să analizăm aceste subiecte alături de invitatul meu din această seară, jurnalistul Alecu Reniță. Domnul Reniță, bună seara, bine ați venit! Legea a fost promulgată în cele din urmă, deși s-a luptat împotriva ei, deși s-a protestat împotriva ei, deși au existat declarații împotriva ei, Petro Poroșenko a decis să promulge această lege. Cum calificăm aceste acțiuni ale președintelui Ucrainei? Deci, cred că este o reminiscență a școlii sovietice, este o reminiscență a celor mentalități și abordări tipic sovietice, când nu ne interesează cei din jur. Noi avem chipurile drumul nostru și o să mergem pe el. Eu nu pot să-mi explic nici eu că o țară care totuși suportă agresiunea Federației Ruse, o țară care înțelege că are cel puțin o minoritate cea românească care este la ea acasă. Nu e una care a venit peste Ucraina și aici clar că trebuie oricum să ne amintim și de istorie că Uniunea Sovietică s-a lățit peste România și a luat aceste teritorii și le-a încorporat în Ucraina. Și oamenii ăștia stau acasă de secole și toată viața lor a fost legată de acel pământ unde ei s-au născut și pe care îl slujesc și azi, indiferent cum se numește ca stat. Plus la toate, românii noștri sunt printre cei mai loiali. Nu le-au creat niciodată probleme statului ucrainean. Deci este absolut inadmisibilă o asemenea abordare și a merge cu buldozerul. În Europa nu se merge cu buldozerul sau cu tancul rusesc. În Europa există dreptul, există legea și există niște angajamente pe care și le ia o țară sau alta. De aceea acest demers pe care l-a făcut Ucraina și atunci când a semnat acordul de asociere presupune în mod obligatoriu nu un singur, dar mult mai multe angajamente care în fond trebuie să, de o parte, să o absolve pe Ucraina treptat de mentalitatea sovietică, să o absolve de acea moștenire foarte grea, fiindcă, din păcate, și aici nu putem face abstracție, rușii în toată nebunia lor de a domina popoarele care au intrat în așa numita Uniune Sovietică, foarte mult din crimele lor pe care le-au comis împotriva multor popoare care au dispărut, au încercat să-i implice și pe ucraineni, considerându-i totdeauna ca un popor în care au încredere. Aliați. Aliați. Și evident că lucrul ăsta a fost simțit și aici în Republica Moldova. Acum Ucraina, întrând sau făcând aceste demersuri de a se apropia de Uniunea Europeană, ea trebuie să se spele de tot trecutul ei, atâta timp cât a fost în tandem în perioada sovietică cu Federația Rusă și a comis un șir de ilegalități în spațiul post-sovietic. Să zicem că asta este partea trecutului. Este o parte care o avem și noi și o au și alte popoare, noi ca victime, alții ca agresori, dar trebuie depus punct. Deci noi nu trebuie să luăm toate practicile vicioase învățate la școala sovietică și să le aplicăm față de cei care azi s-au trezit într-o altă țară, s-au trezit așa cum le-a fost până la urmă soarta asta nefericită, vitregă. Și de aceea pentru mine încă o dată este o mare
pot spune chiar și a amărăciunii pe suflet că Ucraina, care are de până la urmă de învins un dușman de o ferocitate aparte, care este Federația Rusă, cu toate serviciile ei și cu toată influența pe care o are încă în spațiul ucrainean, Ucraina, în loc să-și consolideze frontierele și să-și găsească cât mai rapid prieteni jur împrejur, ei merg pe un câmp total minat. Eu, încă o dată, de ce am spus aceste lucruri, că cunosc mai multe sondaje care se făceau și totdeauna îmi puneam și eu mai multe semne de întrebare. Se făceau în Ucraina până la invazia din Crimeea. Ucraina considera că dușmanul numărul unu a ei este România. Așa a fost educată și așa a fost școala sovietică și asta a fost atitudinea Moscovei față de ceea ce a însemnat România. E o poveste mai veche, încă de la țar. Această insulă de latinitate, de romanitate, totdeauna i-a stat în gât și țarului și pe urmă și sovieticilor în expansiunea lor spre Balcan și spre Europa. De aceea consideram că după 2014 se închide un capitol foarte rușinos, un capitol care ține de trecutul sovietic a Ucrainei și nu vor mai exista asemenea răbufniri. Ei, iată, vedem că această mentalitate pe care eu, de fapt, am văzut-o pe viu în cazul canalului Bystroe, când ei au trântit cu pumnul masă, exact cum făcea și Moscova, și au zis, nu, noi am să construim canalul Bystroe, fiindcă noi suntem stat suveran și ce vrem, aceea facem. Deci nu merg asemenea abordări în secolul 21. Ce vreau, aceea fac. Această suveranitate trebuie să țină cont de interesele tuturor, nu de interesul unui grup majoritar care se folosește de număr, de forță și încearcă să strivească aceste minorități. Este o problemă foarte gravă și este totodată și hârtia de turnesol care ne arată că în spațiul post-sovietic continuă să rămână dominante aceleași abordări, aceleași mentalități și nimeni nu dorește să schimbe un frate mai mare pe unul mai puțin mare, dar cu aceleași politici de asimilare, cu aceleași politici de deznaționalizare și așa mai departe. Fiindcă Ucraina trebuie să fie cea mai interesată ca să ajungă într-o zi țară europeană. Ea are probleme foarte grave, probleme, e adevărat că le-au creat Uniunea Sovietică, atunci când a luat și a dezmembrat un șir de teritorii care au aparținut altor țări și au creat această Ucraina. Este adevărat că acești vecini au ajuns la o înțelegere cu Ucraina pe un șir de subiecte, fie că vorba de Polonia, de Ungaria, de România și ar trebui să uite odată și pentru totdeauna de politica imperială și să nu permite, că asta e chiar partea rușinoasă, că tu care ai cunoscut ce a însemnat fratele mai mare să te comporți azi în aceeași manieră, să fii în aceeași haină. Și asta cred că este partea revoltătoare, partea rușinoasă și partea pe care nu înțelege Rada. Chiar dacă ei au să zică, și cred că așa și zic pe la ședințe mai puțin publice, că acum ei se confruntă cu Federația Rusă și într-un context mai general această lege ar fi îndreptată doar împotriva minorității ruse. Dar ea de fapt este îndreptată împotriva tuturor minorităților. Noi avem un material despre promulgarea legii de către președintele Ucrainei. Urmărim acest material împreună, după care revenim inclusiv cu încă un invitat. Despre cine este vorba, aflați după materialul video. Adoptarea legii permite reformarea profundă a învățământului, îmbunătățirea calității educației și creșterea competitivității tinerei generații pe piața muncii, potrivit serviciului de presă al președintelui. Șeful statului combate ideea nerespectării dreptului la educație al minorităților naționale. Ucraina a demonstrat și continuă să demonstreze o astfel de atitudine față de drepturile minorităților naționale, care corespunde obligațiilor noastre internaționale, este în armonie cu standardele europene și este un exemplu pentru
țările vecine, consideră Poroșenko. Recent, președintele României Klaus Iohannis a anunțat că și-a contramandat vizita programată pentru săptămâna aceasta în Ucraina și primirea la București a președintelui Radei Supreme de la Kiev, Andrei Parubii. Președintele României a subliniat că s-a întâlnit pe holurile ONU cu omologul său de la Kiev, Petro Poroșenko, căruia i-a transmis opinia sa despre contramandarea vizitei. I-am spus și direct că nu voi face această vizită până când nu există un progres pe această lege a educației și că sunt foarte neplăcut surprins de această evoluție, în condițiile în care domnia sa a avut o abordare, cel puțin față de mine, foarte deschisă când veni vorba despre românii din Ucraina. Deci am transmis această abordare pe care o am și pe căi diplomatice și iată și direct președintelui Poroșenko. Plenul reunit al Senatului și Camerei Deputaților de la București a adoptat pe 20 septembrie cu unanimitate de voturi declarația referitoare la modificarea legii educației din Ucraina, stabilind totodată o delegație care să meargă în Ucraina pentru organizarea unei dezbateri la APC pe marginea subiectului controversatei legi. Gesturile autorităților României au fost praf în vânt pentru factorii decidenți ucraineni. Între timp, controversata legea educației a stârnit reacții în rândul politicienilor de la București, care au comentat pe marginea promulgării de către președintele ucrainean Petro Poroșenko a noii legi, care prevede desființarea învățământului în limba maternă pentru minoritățile naționale, implicit și pentru cei 400.000 de români din Ucraina. Ucraina sfidează România. Noi nu am cerut decât respectarea tratatului bilateral de bază semnat între România și Ucraina în anul 1997, prin care se garantează că învățământul în limba română în regiunile locuite de români nu va fi desființat. Drepturile românilor nu sunt negociabile, a scris deputatul PMP Eugen Tomac pe Facebook. Liderul Partidului Unității Naționale Anatol Șalaru califică gestul președintelui ucrainean Petro Poroșenko de a promulga controversata lege a educației drept inamical și dușmănos, atât la adresa celor peste 400.000 de români din Ucraina, cât și la adresa României și a Republicii Moldova. Fortificarea statului ucrainean nu se poate face prin deznaționalizarea românilor, prin absorpția lor de majoritate. Încălcând legislația internațională, Ucraina se așează pe aceeași linie cu Federația Rusă. Este timpul ca România să reevalueze tratatul de bază cu Ucraina și sprijinul pe care îl acordă acestei țări, deja neprietenă. Acesta a fost materialul pe care am avut al urmării. Între timp s-a alăturat de noi și domnul Mihail Bagas, reprezentant al minorității ucrainene din Republica Moldova. Bună seara, bine ați venit. Bună seara. Din platoul altei televiziuni ați alergat aici către noi. Da. Domnul Bagas, am discutat un pic în începutul acestei emisiuni cu domnul Reniță. Îl întrebam cum calificăm gestul președintelui ucrainean. Desigur ne interesează și părerea dumneavoastră. Deci am zis mai mulți ori că sunt mai mulți întrebări anume de, în privind legea asta care a fost semnată ieri de președintele Poroșenko, dar totuși aud diferite declarații și vreau să zic unic faptul că cred că numai prin convorbiri putem să găsim o soluție și o cale pașnică. Aici am auzit și mai multe declarații din partea unii lideri politici care chiar și-au declarat că trebuie să fie implicate mai multe surse și financiare și politice. Și aici chiar am zis și ieri, nu prea am înțeles refuzul a domnului președinte Iohannis, când el a refuzat să, totuși, să întâlnească cu omologul său din Ucraina, cu domnul Poroșenko și să luptă direct pentru drepturile românilor din Ucraina. La fel cum și n-am înțeles de ce el a refuzat întâlnirea asta cu românii din Bucovina, că întâlnirea trebuia să fie acolo, în Cernăuți, unde putea și să vorbească direct cu oamenii și să audă și dorința și vocea lor. Că vreau să zic că da, românii și din Moldova și din România luptă foarte tare pentru drepturile, dar vedem că românii din zona Cernăuți cam sunt pasivi. Și de aici la fel iese o întrebare, de ce, deci, dacă legea a fost creată anume pentru ei și ei nu fac niște pasuri reale și concrete și nu cer susținerea din partea, cum și România, dacă noi, real, eu n-am văzut nicio acțiune
mare sau masivă în zona asta pentru contralege asta. La fel și, știți cum, la fel și există o întrebare ca și ucraineni din Ucraina să iasă să apară drepturile mele ca un ucrainean aici în Moldova, la fel să fie o întrebare. Doar că deci, dumneavoastră aici în Republica Moldova niciodată nu v-a interzis studiul în limba ucraineană. Mai degrabă sunt ucraineni și găgăuzii cei care aleg studiul în limba Nu este așa și vreau să vă zic că nu există nicio țară cu lege ideală pentru toate există comunitatea. România, care este exemplu în întreaga Uniune Europeană. E poate și e un exemplu, dar totuși sunt și acolo mai multe probleme. Nu vreau să zic nimic și am zis mai multe ori că sunt o persoană și vreau să fiu acea persoană care vorbește în limba rusă și luptă pentru unire, dar nu sunt unionist romantic, hai să zicem așa, că nu sunt eu român de națiune și eu sunt ucrainean și a să apar totuși drepturile și Ucrainei, dar vreau să găsim o cale care să ajute să ieșim din situația asta politic. Și de aici refer anume la niște acuzații și acuzații și lozincile care aud din partea unei sau alte grupări, mișcări unioniști, unde unii au început iarăși același cântec cu reîntoarcerea cu forță, chiar și unii zic așa, cu forța a Bucovinii. Deci noi trăim în secolul 21 și nu e Ucraina vinovată pentru situația aceea care a fost după războiul al doilea mondial. Și aici trebuie să respectăm unul pe altul și să găsim anume calea politică. Da, dar trăim în secolul 21, un secol în care Ucraina are un conflict armat pe teritoriul ei. Adică nu vorbim... Și aici la fel nu prea înțeleg oamenilor care ieri au strigat și au declarat că înțeleg faptul că n-aș fi Ucraina și armata lor n-a luptat azi cu Rusia, aș fi noi și aici în Moldova o gubernă rusească. Așa. Deci când pe o parte acuzăm pe Ucraina, pe o parte înțelegem că totuși ei au ajutat și nouă și n-aș fi fost armata Ucrainei azi și n-aș aveam și școli românești aici în Chișinău. Deci să zic că este o cale politică, este presiunea politică, este mai multe organe externe, cum anume SUA și Consiliul European, care și ei au influență asupra președintelui ucrainesc, care așa, pot să rezolv problema asta. Să vedem care va fi deznodământul, pentru că nu cred că au fost cântate toate piesele, să zicem așa. Domnul Reniță, vreau să vă întreb, pentru că am auzit replici diferite apropo de refuzul domnului Iohannis de a merge în Ucraina și la fel de refuzul de a se întâlni cu domnul Poroșenco și în România, adică i-a refuzat vizita lui Poroșenco în România. De principiu este un gest diplomatic de răsunet, foarte rar se întâmplă astfel de lucruri. Este de bun augur sau este o greșeală? Și de ce? Părerea dumneavoastră personală. Evident că nu pot să înțeleg tot dedesubtul acestei decizii a lui Iohannis, dar îmi dau seama ce ar însemna să fie un președinte al tuturor românilor și să apare în Bucovina după ce o lege a educației a fost promulgată de către președintele Poroșenco. Este important că înainte de acest refuz, Iohannis totuși la ONU a avut o întâlnire cu Poroșenco, chiar dacă zice că a fost pe culoare. Eu cred că lucrurile nu pot așa fi tolerate în situații când admitem că ai un parlament care are o viziune, are un program. Dar de asta există și Constituția, iar în Constituție este dreptul președintelui de a promulga sau de a reîntoarce parlamentului. Și eu cred că în cazul lui Poroșenco era foarte înțelept ca el să reîntoarcă cu niște amendamente, măcar trebuia să prevadă în această lege a educației o prevedere legată de acorduri bilaterale. Să zicem că există o problemă reală în estul Ucrainei, dar ea nu trebuie extinsă asupra întregului spațiu ucrainean,
fiindcă chestia asta creează probleme. Iar eu cred că Iohannis nu ar fi putut să apară după această lege la o întâlnire cu românii din Ucraina, fiindcă nu este numai o prezență strict simbolică, este și o prezență care trebuie să le asigure garanția că drepturile lor de bază vor fi respectate. De aceea, dincolo de toate interpretările care se vor face, eu repet poziția mea fermă. Kievul trebuie să aibă o înțelegere a tuturor celor peste 45 de milioane, dacă nu mă înșel, de cetățeni așa, care trăiesc în Ucraina. La fel, Kievul trebuie să înțeleagă foarte bine că se află într-o situație extraordinar de complicată, fiindcă agresiunea din Est nu este o agresiune care să aibă o conotație strict locală. Aici este implicată Federația Rusă. Și în acest context, înțelepciunea, în primul rând, a președintelui, dar și a Parlamentului, ar fi ca să se asigure că au în întregime sprijinul vecinilor. Iar vecinii Ucraina cunoaștem. Este Polonia, este Ungaria, este România, este Republica Moldova. Și în acest context, clar că nu vii cu o lege care cel puțin poate fi interpretată. Vii cu o lege care strânește nemulțumiri. Și nu numai pe interior. Poate că ceea ce a spus că românii din Bucovina nu s-au revoltat. Este înțelegător acest gest din ce considerente. Fiindcă românii din Bucovina înțeleg că Ucraina se află într-un război. Nu ar fi prea bine ca în anumite zone să apară... Deci, sunt indulgenți. Sunt înțelegători. Sunt foarte înțelegători, fiindcă este o situație și eu cred că și românii de acolo pun această lege deja promulgată pe, hai să zic eu așa, pe o chestie tranzitorie și nu una care deja să fie fixată pentru o perioadă de lungă durată. De ce eu, dacă ar fi să sugerez ceva, în primul rând celor de la Kiev, ei să, încă o dată, să nu meargă pe modele sovietice, pe modele țariste, pe modele învechite, depășite, dar să se teleporteze în secolul 21. Să deschidă carta limbilor regionale și... Așa. Minoritare, care, dacă nu mă înșel, în 1992 a devenit documentul de bază pentru spațiul european. Și de acolo, pe urmă, dacă este o lege atât de complicată, de ce nu au venit la București? De ce nu s-au dus în Varșovia? De ce nu s-au dus în Budapesta? Fiindcă, la Moscova e clar de ce n-au mers. Nu, la Moscova eu, punctul meu de vedere, fac bine că nu se duc, dar problema e că ei își creează acum o alianță regională și aici sunt, hai să zic eu, dedesubturi. Nu este această lege o provocare pentru puterea de la Kiev? Urmează să discutăm și despre acest aspect și despre conflictul pe care îl are Ucraina pe teritoriul său. Din păcate, trebuie să recunoaștem, dar între timp avem și un telefon. Domnul Diaconescu este alături de noi, istoric din București. Bună seara, domnul Diaconescu! Bună seara! O întrebare un pic mai complexă, dacă îmi permiteți. Mă interesează cât de posibil este un joc de echilibru pentru România în momentul actual, pentru că, pe de o parte, corect ar fi și absolut necesar ar fi ca România să ajute la păstrarea drepturilor minorității românești din Ucraina, iar de cealaltă parte, România trebuie să rămână în continuare o redută antirusească, cel puțin în susținerea internațională a Ucrainei. Cât de posibil este jonglarea cu aceste două concepte când, pe de o parte, trebuie să iei apărarea minorității românești din Ucraina care cade sub incidența acestei legi a educației, iar de cealaltă parte să susțin continuarea lupta anti-Rusia a Ucrainei? România nu se află într-o poziție foarte plăcută, dar problema nu e atât în România cât e în Ucraina. Să nu uităm că Poroșenko se pregătește pentru viitoarele alegeri prezidențiale și parlamentare. El a intrat deja în campanie cu această lege. Naționalismul ucrainian a exacerbat. El vine înaintea acestor naționaliști pentru a-și asigura votul lor cu această lege a educației. Să nu ne închipuim că în urma presiunilor României, Ungariei, Poloniei sau Bulgariei sau altora, poate fi și una europeană,
Poroșenko va da un pas înapoi. Dacă el face gestul acesta să retragă legea sau să propună niște amendamente după ce a promulgat-o, practic își pierde o parte din alegătorii. Din păcate, jocul este cam pierdut până la alegeri. Poate după alegeri să avem ceva șansă. România a zis să înțeleagă politicienii noștri că principalul dușman la Est nu este Rusia, ci este Ucraina. Rusia e departe. Ucraina e lângă noi. Ucraina este în acea fază în care se dezvoltă naționalismul, se dezvoltă conștiința națională ucraineană, care a fost multă vreme, să zicem, zăgăzuită în Imperiul Sovietic, și din cauza acestei exacerbări a naționalismului, Ucraina, care se înarmează acum profitând de război, care își construiește, să spunem, o societate națională mult mai puternică și care crede în sentimentul acesta, în identitatea lor națională ucraineană, va fi o problemă pentru întreaga Europa. O problemă pentru întreaga Europa? Dar pericolul e la Kiev, nu la Moscova. O problemă pentru întreaga Europa, domnul Diaconescu? Da, pentru că, nu uitați, ucrainenii moștenesc mentalitatea rusă. Oricât ar fi acum în conflict, în război cu rușii, să nu uităm că au tradiții comune cu rușii, să nu uităm că au fost învățați cu imperiul, cu conducerea, cu stilul, cu comportamentul rus, pe care îl vor împrumuta, îl vor copia. Și asta este modelul lor. Și în acest caz, cât mai rezistă pro-europenii la conducere în Ucraina? Pro-europenismul este un discurs doar pentru electorat și pentru a primi resurse din afară. Deci, în caz de problemă majoră, ei se pot schimba oricând să devină pro-ruși sau altceva. Pro-ruși? Nu ne facem iluzii. Domnul Deaconescu, acest pro-europenism aduce doar bani, arme din americani sau sprijin militar în orice caz, și alegerile sunt câștigate de etapa lui Poroșenko. Nu uitați că regimul lui Poroșenko este foarte corupt. Corupția e la nivelul cel mai înalt. Credeți că fără să ia aceste măsuri radicale prin care trezește, să spunem, opinia internațională, dar de fapt își atrage naționaliștii de partea lui, ar mai rezista el acolo în fruntea Ucrainei cu atâta corupție? Nu. Și de aceea el a găsit soluția să meargă în înaintarea, în fața naționaliștilor ucrainieni cu această lege, care lovește nu doar în ruși, ci și în români, și în unguri, polonezi sau bulgari. Noi spunem că românii sunt o victimă colaterală, că ținta principală este Rusia. Nu e adevărat. Să nu uităm că după 1991, sistematic, Ucraina a transformat școli românești în școli cu predarea limba ucraineană. Adică a închis treptat zeci de școli românești. Să nu uităm că în Ucraina, statul ucrainean încurajează acest separatism între români și moldoveni. Există manuale de limbă moldovenească, există școli moldovenești, respectiv școli românești, și putem da o mulțime de exemple. Câte școli mai sunt, de exemplu, în sudul Basarabiei, unde avem peste 150.000 de români? Da, urmează deci să este clar că Ucraina duce o politică de asimilare nu doar împotriva rușilor, ci și împotriva românilor sau celorlalți minoritari din Ucraina. Urmează să discutăm și despre această segregare artificială români-moldoveni, dar ați dat o replică pe care aș vrea să o concretizez. Ar putea să devină ucraineni iar pro-ruși? Ce înseamnă acest lucru? Adică aveți încredere în sentimentele antirusești ale ucrainienilor? Haideți să uităm puțin de-a lungul istoriei. Deci dacă vă uitați de-a lungul istoriei, veți vedea că în foarte puține perioade au fost conflicte cu ruși. De regulă s-au împrietenit, totuși sunt popoare slave, sunt popoare care au trăit sute mii de ani, peste o mie de ani împreună aproape. Unde este originea mamei Rusii? În Rusia kieviană, care este în acest moment pe teritoriul Ucrainei. Deci, dumneavoastră considerați că conflictul actual teritorial care există în Ucraina se va anihila încetul cu încetul și se va reveni la o frăție ucraino-rusească? Ca istoric, eu așa consider că la un moment dat ei vor face pace și Ucraina va fi, de fapt, vârful de lance împotriva Europei. Noi ne imaginăm că putem manipula Ucraina și să lupte împotriva Rusiei. E acum un conflict de moment, poate dura câțiva ani, 5 sau 10 sau 20. Nu va fi un conflict veșnic. Există totuși foarte multe similitudini între poporul ucrainean și poporul rus. Există totuși foarte multe elemente comune, foarte multă istorie comună, foarte multă tradiție comună. Ea nu se uită. Chiar dacă acum ei se urăsc.
Domnul Deaconescu, și frații se mai ceată și se urăsc, la un moment dat se împacă. Trebuie să recunosc că ați aruncat o perspectivă nouă asupra acestei probleme, dar vă mulțumesc mult pentru această intervenție. Noi revenim în platou. Domnul Bagas, nu cu am... Cu plăcere, la revedere. Seară frumoasă să aveți, domnul Deaconescu. Nu la pot fel. Să nu vă întreb pe dumneavoastră. Mai este posibilă vreo frăție ucraino-rusească? Pentru că... Da, nu știu. Întreb, fără deci, să mă exprim. Domnul Deaconescu, dacă el este istoric, trebuia să dea niște dovezi clare și argumente clare, că dacă el nu cunoaște istoria, este o problemă a lui personală. Dacă el nu cunoaște că ucraineni de vest sunt mai aproape de Polonia decât de ruși, asta iarăși problema lui. Dacă el nu cunoaște faptul că sute de ani ucraineni au luptat contra rușilor și zona aceea unde azi se desfășoară război, anume regiunea Donbas, era după războiul a doilea, a dus acolo toți arestanții care a avut Rusia, deci toată mizerie care a avut țara asta, deci a fost adusă în regiunea Donbas pentru a lucra cu să scoate carbune și metalul care a avut nevoie Imperiul Sovietic atunci. Deci nu prea am înțeles real ce a vrut să zică domnul istoric, că poporul nostru, cum și împreună cu poporul polonez, și sunt niște probleme între și ucraineni și de polonești, dar nu există nicio țară care este vecină și n-au conflicte ăștia istorice. La așa. Fel cum și avem și aceeași situație și în Moldova, unde avem o mare majoritate a populației moldovenească, nu zic de cei 20% minorități etnice, am în vedere anume de moldoveni care și în ziua de azi nu recunosc că sunt români și nu recunosc că fac o parte de o familie mare a românilor. O altă întrebare care a fost ridicată de domnul istoric și a fost ridicată azi și de deputați la întâlnire cu domnul ambasador Ucrainei în București, anume de trei școli ăștia din regiunea Sudul, unde se predează în limba moldovenească, așa numită. Da. Deci asta este dreptul suveran a oricărui grup de minorități să alege limba care ei vor. Și ei au ales limba moldovenească. Și atunci când noi ieșim cu acuzația că iacă ucrainenii sunt niște dictatori care sunt ca și rușii, băi, asta a fost alegerea lor. Nimeni nu a interzis să alege o limba română sau o limba moldovenească. Domnul Bagaz, a fost alegerea lor și noi am respectat alegerea dar asta. Dar asta este o reminiscență a propagandei sovietice, pentru că nu este posibil. Deci și teritoriile din sudul Basarabiei și teritoriile din nord, adică Bucovina, au fost rupte ambele de la România. Cum este posibil că în nord trăiesc români, iar în sud trăiesc moldoveni? Dacă ele ambele au fost rupte din România. Asta a fost, vă zic încă o dată, că și în ziua de azi, deci nu de mult, chiar în luna august, mi se pare, sau chiar și în luna septembrie, în regiunea aceea a fost un festival de limba română. Așa, deci cineva a interzis? Da. Nu. La fel, ucraineni au așa numit un grup care se numesc că sunt rusini și ei declar că ei sunt o altă naționalitate și în diferite țări europene au creat ei proprie, așa zis, minoritate rusine, care declar că noi nu suntem ucraineni. Și acolo nimeni nu interzice faptul ăsta, că este o dorință oamenilor și este un grup care vrea să declară că ei sunt rusini. Ok, asta e lucrul vostru. Și acum, haideți să ne ducem chiar și în Cernăuț. Splimbăm prin oraș, să vedeți sute de sute clădiri care este construite anume din partea guvernului român în ziua de azi. Nimeni nu interzice să creeze aceeași condiții în regiunea de Odessa și cu școlii ăștia. Eu vă zic încă o dată că noi avem aceeași problemă aici în Moldova. Foarte mare parte a populației declară și în ziua de azi că sunt moldoveni. Și ce trebuie să facem cu ei? Să ucidem, să zicem? Nu, să-i educăm. Exact asta ar fi putut să face statul ucrainean. Da. Să-i educe minoritatea română. Haideți să facem o comparație. Că în ziua de azi, deci am auzit și eu încă o replică, așa zis, că
a fost creată contra, anume contra rușilor. Nu, legea asta a fost creată în primul rând după testul care a fost în regiunea Pricarpatia, așa se numește zona, unde trăiesc ungari. Așa. Și mult de mult, deci eu au deținut un test de limba ucraineană, unde 75% au primit nota 2. Deci legea este, nu că împotriva, dar pentru a educa minoritatea maghiară și nu, da, este și, împotriva minorității. Și am zis eu și cunosc mai mulți reprezentanți a diferite minorități etnice din Moldova care au declarat, nu aș fi bucuroși dacă să avem aceeași lege aici în Moldova. Că în ziua de azi avem aceeași problemă, că avem sute de mii de cetățeni care nu cunosc limba română deloc. Ce să facem cu ei? Nu putem, noi vorbim 25 de ani de integrare lor în societate, de integrare lor în societatea civilă, în societate, în acțiunile politice. Dar cum au fost lucrurile așa și au rămas? Și oamenii ăștia sunt acum, au problemele foarte mari. Că n-au acces la studii, n-au acces, da, la medicină. Sunt oameni care nu au vrut să înveți cum bună oară un pic. Și... Nu, aici nu trebuie să încurcăm lucrurile. Sunt sate unde 70, 80, 90% sunt monoetnici, unde trăiesc sau ucraineni, sau ruși, sau găgăuși. Așa. Sistemul educațional a nostru, care a fost creat în anii 92 și nu știu dacă a fost schimbat cândva, deci prevede 3 sau 4 ori pe săptămână limba română și aceeași este predată de un vorbitor de limba rusă. Cum poți tu să înveți limba română dacă trăiești toată viața într-o comunitate unde vorbesc în limba rusă sau în limba găgăuză? Tu n-ai nicio posibilitate să de a exersa și, limba română. Și aveam aceeași problemă cu cei 3, 5 sau 6 moldoveni care trăiau în satul Cela, că copiii lor nu au avut aceeași posibilitate să studieze în limba maternă și bine că guvernul României a acordat 200 de autobuze și azi școli au posibilitatea să pleacă și să ia pe elevii ăștia. Să-și aducă elevii la școală. Înainte vă zic că moldovenii chiar au avut și problemă și noi luptăm pentru asta, că haide să schimbăm și aici în Moldova sistemul ăsta educațional. Nu vrem. Și de asta vă zic că nu este atât de situația gravă sau... Eu înțeleg sentimentele românilor când cu legea asta, dar nu vreau să aud cum și acuzații că noi suntem ruși. Domnul foarte rău a învățat, el a învățat foarte rău istoria și nu cunoaște, mă rog, etnic cine sunt ruși. Că nu sunt genetic ruși, nu sunt genetic slavoni, că sunt mai mulți o parte de tatara-mongoli și o altă parte de fino-ungari care au venit spre nord. Nu fac ei o parte atât de mare cum vor să arată că domnul fac Bagar, o parte, da, din... Ucraina a avut o politică destul de să zic eu directă sau tranșantă în ceea ce privește Transnistria până în 2014, până s-a pomenit cu conflictul cu Federația Rusă, pentru că prin Ucraina avea loc aprovizionarea Transnistriei, deci există această frăție, nu trebuie să o negăm. Dar haideți să urmărim un material despre școlile care urmează a fi închise și despre situația învățământului în limba română, după care revenim la discuții, pentru că iată este una destul de aprinsă. Urmărim materialul și revenim. De mai bine de 25 de ani, românii din Ucraina sunt supuși unui masacru cultural. Conform datelor din 2001, în Ucraina trăiesc 150.989 de români și 258.619 moldoveni, o separare menținută cu insistență de guvernul de la Kiev. Vorbitorii de limbă română din Ucraina sunt concentrați în regiunea Cernăuți, unde locuiesc 181.780, dintre care 114.521 români și 67.258 moldoveni, majoritari în 86 de localități. În regiunea Odessa locuiesc 124.475, dintre care 700 s-au declarat români, iar restul moldoveni, majoritari în 28 de localități. Iar în regiunea Transcarpatia locuiesc 32.668 români, majoritari în 10 localități. În prezent, pentru cele 86 de localități majoritar românești din regiunea Cernăuți, funcționează 63 de școli cu predare în limba română și 19 școli cu predare mixtă, română-ucraineană. Pentru cele 28 de localități
localități majoritar românești din regiunea Odessa, funcționează 3 școli cu predare în limba moldovenească și 15 școli cu predare mixtă. În regiunea Transcarpatia există pentru cele 10 localități 9 școli cu predare în limba română și 2 mixte. Expresia școli cu predare în limba română poate genera confuzie. Nu este vorba de școli cu predare exclusiv în limba română. Doar anumite materii sunt predate în această limbă, existând mai multe materii cu predare integrală în limba ucraineană și, bineînțeles, studiul obligatoriu al limbii și literaturii ucrainene. În școlile mixte există 2 linii de predare, cea în limba română și linia de predare exclusiv în limba ucraineană. Elevii de etnie română studiind aici limba română ca pe o limbă străină în jur de 2-3 ore pe săptămână. Practic în fiecare an în 2-3 școli din comunitățile românești este introdusă linia de predare exclusiv în limba ucraineană. Numărul claselor cu predare în ucraineană crescând ulterior cu tendința generală de ucrainizare totală a școlilor. În paralel are loc o restrângere accentuată a orelor cu predare în limba română. Fenomenul este în plină desfășurare de mai mulți ani. În cursul anului 2008, Ministerul Învățământului de la Kiev a emis o dispoziție în acest sens. Această reglementare a adus următoarele modificări de la data de 1 septembrie 2008. Mărirea numărului de ore pentru studierea limbii ucrainene, ceea ce duce la reducerea numărului de ore cu predare în limba română. În clasele a 10-a din școlile cu predare în limba română s-a introdus studierea istoriei Ucrainei și matematicii în limba ucraineană. De la clasele de a 5-a s-a introdus predarea în ucraineană a istoriei Ucrainei, treptat introducându-se și predarea în ucraineană a geografiei, matematicii și educației fizice. Literatura română a început să fie predată în cadrul cursului integrat Literatura română și Literatura universală. Începând cu anul școlar 2009-2010, au fost anulate în școlile minorităților naționale examenele de absolvire în limba maternă, acestea fiind înlocuite cu examene în limba ucraineană pentru toate materiile. Programa limbii moldovenești din anul 2005 arată nivelul real de predare a limbii materne, un număr de 70 de ore anual. Însă în cursul acestor 70 de ore sunt studiați vreme de 20 de ore autori ruși și autori din literatura internațională, ceea ce elimină practic studierea limbii materne. Rezultatele acestei atitudini sunt absolut distrugătoare pentru minoritatea românească din Ucraina. În conformitate cu rezultatele ultimului recensământ din decembrie 2001, mediile persoanelor cu studii superioare din această țară erau următoarele: 10,5% ucraineni, 10,81% polonezi, 8,92% bulgari. Prin comparație, în regiunea Odessa, doar 3,87% dintre persoanele de etnie română aveau studii superioare. Practic, etnicii români sunt excluși de la orice fel de poziție de conducere din administrația sau mediul privat. Amintim că pe 5 septembrie 2017 a fost adoptată o nouă lege a educației. Conform acestei legi, în școlile din Ucraina, studiile se vor desfășura obligatoriu în limba ucraineană. Legea prevede introducerea treptată a noului sistem și prin aceasta înlocuirea materiilor care se predau în limba română cu discipline care vor fi predate în limba ucraineană. Prima fază a reformei va avea loc începând cu 1 septembrie 2018, reforma claselor primare și a grădinițelor. Predarea materiilor în limba română se va păstra doar în clasele primare. De la 1 septembrie 2022, reforma va fi implementată în cazul claselor medii, iar din 2027 în clasele superioare. Conform ministrului adjunct al educației de la Kiev, Pavel Hobzei, începând cu anul 2020, limbile minorităților naționale vor putea fi folosite doar în grădinițe și școli primare. Doamnelor, domnilor, am revenit în platoul 10 TV. Între timp cât s-a difuzat materialul aici, s-au aprins discuții, am auzit mai multe replici. Domnul Reniță, vă rog să dați replica și pentru telespectatori, așa cum am discutat, și după care și domnul Bagas are un detaliu important din ceea ce privește promulgarea acestei legi. În primul rând vreau să zic că dacă era pus în față cu adevărat interesul național al Ucrainei, asta vreau să zic, și nu se mergea pe niște speculații pe care de regulă le fac niște partide politice sau politicieni, eu cred că această lege era să aibă alt conținut și nu zguduia o situație care mai mult sau mai puțin e și așa fragilă. Problema cheie este, și noi nu o singură dată am spus acest lucru, oriunde te-ai afla, trebuie să cunoști limba acelei statului, țări. Statului acolo unde te afli, da. Normal. Deci, asta n-au vrut să facă, noi vedem că nouă ne-au venit oaspeți de pe la 28 iunie 1940 până azi și el nu știe bună ziua și mulțumesc. Și mulțumesc. Chestiile astea totdeauna supără și îi supără în primul rând pe cei care se consideră acasă. De aceea, eu am spus și la începutul emisiunii că românii noștri din care se află azi
fie în sudul Basarabiei, fie în Bucovina. Deci ei nu au invadat Ucraina, ei se află acasă. Sunt, trăiesc acolo de sute de ani. De... Da, și de aceea trebuie să găsești o modalitate să poți conviețui cu dânșii, că asta e marea artă. A compromisului. Da, și atunci să nu permiți, că totuși eu am impresia că românii sau moldovenii din Ucraina nu sunt folosiți în bătăliile astea politice, de exemplu, cum sunt folosiți aici găgăuzii și alte minorități care încearcă de fiecare dată să fac un referendum și să ne spună pe ce drum noi trebuie să mergem, mergem și dacă e bine să ne ducem în Uniunea Europeană sau cu atât mai mult era și chiar o chestie obraznică când veneau niște indivizi care nu știau două cuvinte în limba română și ne spunea cum se numește limba noastră, cine suntem noi. Chestii care sunt insultătoare și eu sunt convins că ăștia niciodată n-au să înțeleagă ce înseamnă să vii în casa omului și să-i spui unii el să-și pună masa, scaunul, pe cine să-l invite în casa lui și așa mai departe. De aceea eu sunt adeptul, încă o dată, ținând cont că Ucraina a intrat într-o altă dimensiune. Această dimensiune nu mai este legată de trecutul ei. Ea are și ea o moștenire ca alte republici sovietice, socialiste, poate mai mult decât alții. Precum le avem și noi. Ea trebuie să înceapă să respire oxigen european. Și să înțeleagă că Europa de asta a scăpat de războaie, că ea a încercat să rezolve într-un context mult mai amplu problemele care erau fie regionale, fie bilaterale. Și nu vreau acum să mă bag puțin în istorie, că cunoaștem și războiul de 100 de ani, chiar dacă a durat 30 de ani. Între, da. Și ce a fost între Germania și Franța, între Franța și Marea Britanie. Deci dacă noi mergem acum și începem să zguduim toată Europa după modelul secolului, dar acolo nu există niciune înțelegere. Acolo există regiuni de prosperitate economică maximă, acolo exact. Unde alte ori erau conflicte. Asta vreau și să zic că uitați-vă cum apar niște probleme. Eu de ce încerc de fiecare dată să îi, într-un fel, să-i înțeleg pe ucraineni. Dar nici ei nu trebuie să meargă, mă refer la conducere, nu la popor, nu trebuie să meargă cu buldozerul, cum am spus, sau cu tancul rusesc peste niște lucruri. Dom'le, a apărut o problemă concretă. 6 hidrocentrale pe Nistru. Stai, dom'le, asta să ne lămurim. Și cu râul ăsta o să ajungă apă în Republica Moldova, o să ajungă apă la Odessa, o să ajungă la Ivano-Frankov și așa mai departe. Păi, da, să rezolvăm, dar nu spui că noi am considerat de cuvință și închidem tot râul sus și am terminat. Și am rezolvat situația. Nu merge o asemenea abordare. Exact asta e și în problema limbii. Așa a fost și cu canalul Bâstroie. Dar bine, atunci încă era până în 2014. De ce îndemnul meu de fiecare dată este către autoritățile din Ucraina ca să se scuture de zgura aceea sovietică, de mentalități, de abordări prin care cred că de pe poziție de forță, că asta e modalitatea rusă, de ce noi am poziție de putere. Așa facem și așa mai departe. Eu cred că și sunt convins că la asta o să ajungă. Important e să nu se producă niște confruntări artificiale pe care le doresc forțele politice. Așa. Indiferent. La asta o să ajungă. Totdeauna, chiar după cele mai crunte războaie, să ajunge la o pace. Este important și să ai înțelepciunea ca să eviți perioada de confruntări și să... Pacea ce înseamnă? Înseamnă o masă, înseamnă un dialog și înseamnă, până la urmă, o înțelegere pe ce probleme. Este problema limbii. Da, haideți să vedem ce soluții putem găsi. Problema educației. Sunt niște documente deja internaționale. Și, în primul rând, chiar dacă la anumite documente vin niște experți, fie de peste ocean sau din altă parte, trebuie să ții cont de vecini. Deci noi nu putem merge pe modelul ăsta lui Dodon și spunem că Crimea e a rușilor și după asta se întreb, dar de ce oare eu nu sunt invitat la Kiev, fiind așa mare... La Kiev nu invitat, la București nu vrea fiind să așa mare președinte a Moldovei, la București ce au ei cu mine, că ei nu mă invit încolo. Păi, dar trebuie să porți până la urmă răspundere pentru ceea ce zici și ceea ce faci. Domnul Reniță și domnul Bagas, suntem pe final de emisiune. Încă un aspect pe care vreau să-l trecem foarte rapid în revistă. Domnul Reniță spunea că Ucraina ar trebui să înceapă să respire aer european pentru că spre asta se merge. Cel puțin asta dorește Ucraina, integrare europeană. Declarat. Nu ar putea, adică
Nu înțelege Ucraina că la un moment dat România ar putea să fie împotriva integrării sale europene, anume din acest considerent, pentru că minoritatea românească este tratată în halul ăsta, pentru că este separată între români și moldoveni, pentru că nu are școală în limba română, pentru că se închid școlile, pentru că sunt persecutați românii, etc., etc. Știți cum, în primul rând, zona cea de vest, așa numită Zapadna Ucraina, cum se numește, ea a fost sute de ani o parte a Europei, deci aerul ăsta european i-a suferit toată viața. Patriotismul sau naționalismul de care a fost, care s-a pomenit, a declarat, da, și a acuzat, e un lucru foarte bun și noi vedem același naționalism zdrav și în Moldova, uh-huh, din partea României. Și ultimul, deci sunt de acord cu domnul Reniță că trebuie să găsim o cale politică și pașnică. Și când facem niște declarații și acuzații grave, trebuie să gândim totuși că peste o săptămână sau peste un an să revenim la o masă când, unde să încercăm să găsim o limbă comună. Și acuzațiile astea care fiecare dată ies, nu duc la un mod pașnic sau la o soluție pașnică și soluție care aș să fie bună pentru toți părții din conflictul ăsta. Și încă un fapt, haideți să înțelegem situația, că acum în Ucraina se află sute și sute experți și din partea Uniunii Europene și din partea SUA și din partea Canadei, care la fel poate nu participă la crearea, dau posibilitatea să participă și să vadă crearea unei sau alte legi. Și ei, eu n-am auzit o declarație oficială din partea lor. Și eu înțeleg, și haideți să înțelegem totuși că conflictul ăsta din între Ucraina și România, el de mult vine, da? Că sunt glasuri de mult că Ucraina este vinovată că deține o parte, da, din teritoriul românesc, mă rog, da, le-a ocupat, nu le-a ocupat. Și aici aud toate, deci ultimele ani, când am înțeles că totuși Moldova este o parte a României și trebuie să fie parte a României, aud glasul Rusiei și acelor reprezentanților a Kremlinului care sunt aici, cum tu poți să devii un ucrainean din Moldova, să fii un unionist. Lupta asta există și haideți să nu schimbăm vorbile, că ea există. Și aici noi trebuie să găsim fiecare dată, să găsim o cale care să ajută și românilor din Bucovina. Din Bucovina, că cred că românii cei în Moldova nu sunt o minoritate, dar sunt acasă, cum și românii cei... 2% în realitate. Da, și la fel cum și aud că ia că voi ucrainei ați venit. Nu, la fel și ucrainei trăiesc în zona de nord a Moldovei mai mult de 600 de ani. Așa. Nu putem să declarăm că noi am venit. Deci, băi, a fost creată țară, noi am rămas în... zona asta așa și am rămas. Deci noi suntem acasă și aici sunt de acord că trebuie să găsim o soluție, cum să promovăm și noi aici în Moldova să promovăm limba română în rândurile minorității etnice și la fel și Ucraina să promoveze limba ucraineană în zona asta unde trăiesc minorități compact. Dar vreau să zic că totuși românii din zona Cernovâți vorbesc foarte bine în ucraineană. Deci acolo... Deci ar fi, tot cumva să fie exclusă minoritatea română din această lege. Da, că totuși, nu, vă zic că îmi place, chiar și îmi place faptul ăsta, că în Cernovâți poți să vorbești pentru mine, da, eu pot să vorbesc liber și în ucraineană, pot să vorbesc și, liber și în română, deci nu există o problemă. Nu există o problemă în acest. M-am zis că cea mai mare problemă care există azi, asta minoritatea ungară, care nu vrea deloc să studieze limba ucraineană și... deoarece au posibilitatea după finisarea școlii să continuă studii în Ungaria și deci nici nu vor să audă de limba ucraineană și bineînțeles că nu minoritatea rusească, că aici a fost nu atât de corect să zicem minoritatea rusească, cât de rusificați ucraineni care au fost de forță rusificați, cum și moldoveni au fost la fel rusificați în Moldova. S-au pomenit în aceeași situație.
Domnul Bagas, vă mulțumesc pentru această analiză. Domnul Reniț și dumneavoastră vă mulțumesc pentru participare în această emisiune. Iată că încet, dar sigur, emisiunea s-a apropiat de final. Legea a fost promulgată, așa ori altfel, vom vedea cum va fi pusă în aplicare. Să sperăm că minoritatea națională românească va ști să își păstreze filonul cultural românesc, vom vedea cum va rezista și vom vedea cum vor derula de aici mai departe negocierile, pentru că este clar că nu s-au spus toate. Abia început. Este abia începutul acestei situații. Da, și sperăm că o să fie un proces totuși civilizat. Civilizat, european, da. Unul european, așa cum își dorește și Ucraina și România. Da. Eu vă mulțumesc încă o dată că ați participat la această emisiune. Doamnelor, domnilor, dumneavoastră vă mulțumesc că ne-ați urmărit în această seară. Mâine seară venim cu o nouă ediție. Până atunci, să aveți o seară frumoasă.